Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit! Sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Nici o zi fără plecări din PDM, aleșii locali democrați din țară sunt urmați și de către cei socialiști. Unii aderă la partidul Șor, iar alții la grupul Pro-Moldova. Dodon, Chicu și Filip s-au întâlnit din nou de urgență la Parlament. Toți declară că au discutat teme sociale și nu cele legate de plecările din partide și nici despre posibila căderea guvernului Chicu. Un nou bilanț negru, 9 oameni au fost răpuși de COVID-19. Avem cod roșu în sănătate, în timp ce starea de urgență se încheie, anunță autoritățile statului. Dosarul milionului de euro ascuns într-un camion ia amploare, 10 de tone de ambalaj pentru țigări au fost depistate după o serie de percheziții în acest caz. Nouă aleși locali din raionele Sângerei și Soroca, printre care și un primar, au anunțat că părăsesc PDM și PSRM și aderă la partidul politic Șor. Semnatarii declarațiilor menționează că sunt dezamăgiți de prestația formațiunilor din care au făcut parte, se arată într-un comunicat al partidului politic Șor. Plecările din PDM continuă. Un grup de consilieri aleși pe listele PDM în raionul Sângerei au anunțat că se alătură echipei Pro-Moldova. Potrivit lor, decizia a fost luată pentru a promova interesele cetățenilor din localitățile care i-au ales și pentru a continua cursul european de dezvoltare a țării. Potrivit unui comunicat emis de Pro-Moldova, grupul de consilieri a reclamat devierea de la cursul anunțat al formațiunii prin susținerea ratificării acordului de împrumut cu Federația Rusă, atitudinea obraznică față de România, precum și faptul că PDM a ajuns să fie condus de președintele Igor Dodon, transformându-se într-o anexă a PSRM. Contactat de postul nostru de televiziune, președintele Consiliului Raional Sângerei, Grigore Curcodel, a confirmat că atât el cât și alți colegi de-ai săi au părăsit Partidul Democrat. Noi am stat bine și am chipzuit ultimele evenimente care se produc în țară, ultimele evenimente care se produc în interiorul Partidului Democrat și noi am văzut că nu ne mai regăsim în echipa dată, deoarece acolo interesele personale prevalau asupra intereselor de echipă. Nu ne auza nimeni, nu încerca nimeni să ne vină într-un sprijin. Din consilierea unală să rămâie unul care să rămâie, a fi afiliat Partidul Socialiștilor. Și Oleg Lebedinski, consilier PDM în cadrul Consiliului Raional Orhei, a anunțat că părăsește formațiunea și se alătură echipei Pro-Moldova. Acesta nu a vrut însă să comenteze decizia sa. Haideți fără comentarii. Cred că eu am alte idei și alte... Am încercat să obținem o reacție de la reprezentanții PDM, însă nici președintele de onoare al formațiunii, Dumitru Diacov, nici liderul democraților, Pavel Filip, și nici vicepreședintele Parlamentului, Monica Babuc, nu ne-au răspuns la telefon. Anterior, Pavel Filip a condamnat plecarea foștilor colegi și a declarat că aceștia ar fi remunerați. Acuzațiile au fost respinse, însă de cei vizați? În ultima săptămână, peste 150 de consilieri locali și raionali, primari, au anunțat că aderă la Pro-Moldova, alături de mai mulți deputați, inclusiv aleși pe circumscripție. 6 luni de coșmar pentru Moldova, astfel a apreciat liderul partidului politic Șor, Ilan Șor, activitatea de jumătate de an a cabinetului de miniștri condus de Ion Chicu. Într-o postare, deputatul afirmă că, pe lângă faptul că va rămâne în istorie ca executivul virusat, acesta se va întipări în memoria oamenilor ca fiind cel mai antipopular și neprofesionist din ultimii 20 de ani. Ilan Șor susține că guvernul de buzunar al lui Dodon poate fi comparat doar cu executivul condus de Ion Sturza, care le plătea oamenilor salariile în galoși și sicrie. Potrivit deputatului, premierului Ion Chicu se laudă cu câte polițe medicale a vândut prin șantaj. Din fericire, Sturza nu a încălzit prea mult locul și a fost alungat cu șuturi în fund și sunt convins că Chicu va avea aceeași soartă, doar că se va întâmpla mult mai devreme, notează politicianul.
Potrivit liderului partidului Șor, în aceste 6 luni, Chicu și miniștrii s-au comportat ca agenții electorale ai președintelui Igor Dodon, plătiți din bani publici. Ilan Șor afirmă că bugetul propus de executiv pentru acest an a fost triumfalist și strict electoral, din care cauza acum sunt date peste cap toate cifrele. Guvernul a fost antisocial din start și aici tot nu are nicio vină coronavirusul. Să ne amintim cum au anulat ei obligativitatea acordării de 2 ori pe an a indemnizațiilor pentru pensionari. Dacă nu era pandemia, Chicu oricum nu le-ar fi dat cei 700 de lei bătrânilor de Paști. Ei strâng banii pentru campania lui Dodon, mai declară liderul partidului politic Șor. Ilan Șor s-a referit și la medicii infectați și decedați, din cauza că nu au fost asigurați cu echipamente de protecție, la cetățenii reveniți de peste hotare, impuși să procure polița de asigurare, dar și la amenzile de 10.000 de lei aplicate pensionarilor. Ne așteaptă însă vremuri și mai grele dacă ei vor continua să guverneze țara. Economia a fost pusă pe brânci, sute de întreprinderi au fost închise sau sunt în prag de faliment. Criza economică se aprofundează, în timp ce Dodon își umple buzunarele cu gândul la prezidențiale. 10.000 de oameni vor rămâne fără un loc de muncă. În loc să adopte măsuri anticriza așa cum se face în toate țările normale, ei și-au construit scheme pentru corupție și fraude, accentuează Ilan Șor. În încheiere, liderul partidului politic Șor a făcut un apel către toate forțele de opoziție ca să se unească cu gândul la popor. Iată de ce acest guvern trebuie alungat cât mai rapid, astfel încât să nu mai aniversăm nici măcar o lună a guvernului Dodon Chicu. Continuarea acestei guvernări înseamnă împotmolirea țării pentru mulți ani înainte. Înseamnă instaurarea dictaturii personale a lui Dodon pentru încă cel puțin 4 ani înainte. Înseamnă izolarea internațională a Republicii Moldova, pierderea regimului liberalizat de vize cu UE și pierderea dreptului concetățenilor de a merge la muncă. Moldova merită altă soartă, iar noi știm cum să-i oferim, conchide politicianul. Solicitat pentru o reacție, purtătorul de cuvânt al șefului statului, Carmela Sterpu, ne-a răspuns printr-un mesaj că nu comentează declarațiile politicienilor. Scump la vorba a fost și consilierul premierului pe comunicare. Guvernul Chicu a fost investit în funcție în data de 14 noiembrie anul trecut. Curtea Constituțională a respins astăzi solicitarea depusă de deputatul grupului Pro-Moldova, Sergiu Sârbu, de a suspenda unele prevederi din legea securității statului până la examinarea sesizării sale. Acesta a contestat competențele pe care le deține președintele Igor Dodon în cadrul Consiliului Suprem de Securitate. Magistrații în altei curți se vor expune mai târziu dacă sunt constituționale sau nu noile atribuții ale șefului statului. S-a respins cererea de suspendare care se examinează în 24 de ore și ea ține de altă procedură, doar atât. Examinarea a fost la avut loc. Amintim că deputații Pro-Moldova au depus o sesizare la Înalta Curte prin care au cerut magistraților să se expună asupra constituționalității atribuțiilor Consiliului Suprem de Securitate. Potrivit lor, instituția s-a transformat într-o instituție subordonată direct președintelui țării. Compania Avia Invest, concesionara aeroportului internațional Chișinău, anunță că a semnat cu investitorii un acord de împrumut în valoare de 170 de milioane de euro, bani pe care îi va investi în dezvoltarea infrastructurii aeroportuare. Totodată, în contextul pandemiei de COVID-19, compania și-a propus să susțină financiar mai multe proiecte sociale în sumă totală de 100 de milioane de lei. De asemenea, unul dintre acționari a alocat fondurile necesare pentru stingerea tuturor datoriilor Avia Invest, care de fapt nu-i aparțin, anunță reprezentanții companiei într-un comunicat de presă. Potrivit companiei, acordul pentru împrumutul de 170 de milioane de euro a fost semnat cu investitorii, iar sursele vor fi accesibile în următoarele 30 de zile. Suma va fi direcționată pentru onorarea angajamentelor investiționale în corespundere cu acordul de concesionare. Mai exact, banii vor fi cheltuiți inclusiv pentru construirea unui nou terminal de pasageri, al unuia de mărfuri, dar și pentru finalizarea unei noi piste de decolare-aterizare. Astfel, viitoarele proiecte vor conduce la
crearea circa 9.000 de locuri de muncă. Concesionarul aerogării mai anunță că va susține mai multe proiecte sociale în valoare de 100 de milioane de lei, bani care vor fi alocați de acționari. Fondurile vor fi utilizate pentru implementarea inițiativelor care vin să-i sprijine pe cetățeni și să le îmbunătățească viața. Cât privește relațiile sale cu Autoritatea Aeronautică Civilă de Republica Moldova, Aveinvest confirmă că pretențiile financiare reprezintă penalitățile la datoriile istorice ale companiei Air Moldova, formate în perioada în care era administrată de stat. Unul dintre fondatorii Aveinvest a decis să acorde un împrumut substanțial pentru achitarea tuturor datoriilor curente care au apărut din cauza pandemiei și stopării aproape în totalitate a activității aeroportului internațional Chișinău, dar și pentru stingerea restanțelor istorice care s-au format nu din vina Aveinvest. Până în 15 mai, absolut toate obligațiile financiare ale companiei, inclusiv pretențiile Autorității Aeronautice Civile, se vor fi onorate în volum de plin, se arată în comunicatul companiei. Totodată, Aveinvest susține că în loc statul să ofere suport industriei aviatice din țară, care a fost grav lovită de pandemia de COVID-19, acesta a lăsat-o să se descurce pe cont propriu. Mai mult, autoritățile au decis să aplice abuziv companiei o taxă suplimentară de 4,5 euro pentru fiecare pasager, ilegalitatea căreia va fi contestată, susțin reprezentanții companiei. Solicitat pentru o reacție, consilierul pe comunicare al premierului ne-a declarat că Aveinvest nu și-a îndeplinit angajamentele contractuale. Compania Aveinvest mai bine s-ar concentra pe gestionarea aeroportului și pe realizarea angajamentelor contractuale de concesiune. Cu o reacție au venit și reprezentanții Autorității Aeronautice Civile. Autoritatea Aeronautică Civilă salută mesajul Aveinvest cu privire la faptul că urmează să recepționeze sume considerabile pentru dezvoltarea aeroportului și în acest context suma datoriei față de autoritate este nesemnificativă în comparație cu suma investițiilor declarate. Autoritatea Aeronautică Civilă reiterează că aceasta este datoria exclusivă a companiei Aveinvest. De cealaltă parte, compania Aveinvest precizează că și-a onorat și își va onora în continuare angajamentele în volum de plin, dezmințind astfel zvonurile lansate de unii politicieni, precum că s-ar confrunta cu probleme financiare. Compania a devenit concesionar aeroportului internațional Chișinău în vara anului 2013. Acordul de gestionare a aerogării a fost încheiat pentru o perioadă de până la 49 de ani. În ultimii ani, principalul aeroport din țară a fost complet reabilitat, a fost extins terminalul, au fost modernizate pista aerodromului și sistemul de iluminare, a fost amenajată o parcare a auto multietajate și au fost date în exploatare și alte lucrări. Chiar dacă Aveinvest a anunțat investiții de milioane în aeroportul Chișinău, Igor Dodon a declarat după ședința Consiliului Suprem de Securitate că aerogara trebuie reîntoarsă statului. Președintele spune că acest lucru s-ar putea întâmpla chiar și prin falimentarea companiei concesionare. Asta în condițiile în care Dodon recunoaște că Aveinvest are timp până în luna august să-și onoreze unele obligații, așa cum a și anunțat anterior că o va face. Potrivit investitorului, unele angajamente nu au putut fi onorate pentru că instituțiile statului au sechestrat unele conturi ale Aveinvest. Întâlnire de urgență între președintele țării Igor Dodon, premierul Ion Chicu și deputații din fracțiunea PDM. Întrevederea a avut loc la sediul legislativului, departe de ochii presei. Solicitat de postul nostru de televiziune, purtătorul de cuvânt al președinției, Carmen Stârpu, ne-a transmis printr-un mesaj că la ședință s-a discutat despre activitatea coaliției de guvernare. Mai târziu, PDM a precizat printr-un comunicat de presă că reforma justiției, lupta împotriva corupției, dar și alte teme sociale au fost abordate în cadrul întrevederii de astăzi. Potrivit presei, la întâlnire ar fi participat cei 17 deputați PDM, Igor Dodon, dar și premierul Ion Chicu. După aproape o oră de discuție, oficialii au plecat fără să facă declarații pentru jurnaliști. Am încercat să aflăm care a fost scopul acestei întrevederi discrete, iar purtătorul de cuvânt al președinției, Carmena Stârpu, ne-a spus că s-a discutat despre buna funcționare a coaliției de guvernare, care trebuie să-și păstreze coeziunea și trăinicia pentru a fi eficientă și stabilă politic în slujba țării cât mai mult timp.
Iar consilierul pe comunicare al premierului ne-a declarat că nu cunoaște care au fost temele discuției. Acesta însă a accentuat că întâlnirile dintre prim-ministru și deputați sunt firești. Guvernul trebuie să aibă comunicare atât cu parlamentarii, cât și cu președintele. Sunt absolut sigur că subiectele care au fost discutate sunt subiecte care țin de gestionarea situației curente. Dar fi legat cumva de plecările din PD și PSRM sau faptul că opoziția vrea să dea jos guvernul Ticu? Guvernul nu are treabă cu activitățile partidelor politice. La scurt timp, Partidul Democrat a publicat un comunicat pe pagina de Facebook a formațiunii, în care a informat că la întrunire s-au discutat mai multe subiecte, inclusiv situația economică din țară. Reforma justiției și lupta împotriva corupției, integrarea europeană și relații bune cu alte state, integritatea teritorială, securitate și soluționarea conflictului transnistrean au fost discutate și divergențele de viziuni pe anumite sectoare, modul de luare a deciziilor și propunerile PDM. Unii membri ai fracțiunii PDM au vorbit despre situația îngrijorătoare din agricultură, mai ales după seceta din acest an, și au menționat necesitatea restricționării exportului de grâu pentru o perioadă, se arată în comunicat. Redacția noastră a încercat să afle dacă la ședință s-a discutat și despre ultimele plecări anunțate de mai mulți consilieri și primari democrați și socialiști. Deputatul PDM Vasile Bâtcă, pe care l-am sunat, a negat acest lucru. Este legat cumva de plecarea din PD și PSRM a mai multor consilieri, primari? Nu e legat. De menționat că în ultima perioadă tot mai mulți aleși locali din PDM și PSRM părăsesc formațiunile, totodată în societate se discută tot mai mult despre demiterea guvernului Chicu. Reprezentanții opoziției parlamentare spun că ar exista voturile necesare pentru demiterea executivului, însă este greu de ajuns la un numitor comun în privința investirii unui nou guvern pro-european. Precizăm că o astfel de întâlnire secretă dintre PDM-PSRM, președintele Parlamentului Zinaida Greceanu, dar și premier lui Ion Chicu a avut loc în luna februarie, înainte de formarea coaliției de guvernare. Raportul companiei Kroll, pentru care statul a plătit bani enormi, mai degrabă a încurcat la investigarea fraudei bancare decât a contribuit la identificarea vinovaților în jaful bancar din 2014. Declarația a fost făcută de către președintele Igor Dodon după ședința Consiliului Suprem de Securitate. Șeful statului a declarat că raportul Kroll a fost o filieră greșită, iar organele de anchetă s-au ocupat de altceva decât de investigarea reală a fraudei. Igor Dodon a recunoscut că investigațiile pe dosarul furtului miliardului au fost mimate în mare parte. După cum cunoașteți, în perioada 2015-2019 au fost mai multe investigații, dar, în opinia tuturor celor care au fost prezenți astăzi la ședință, toate investigațiile, marea majoritate, au fost mimarea încercărilor de a găsi vinovatul și de a întoarce banii la stat. Chiar și același raport Kroll a fost o filieră greșită pentru ca organele de stat să se ocupe cu altceva, dar nu cu ceea ce trebuie. Anterior au existat voci critice atât din partea politicienilor cât și experților în privința eficienței și oportunității implicării companiei Kroll în investigarea fraudei, mai ales că pentru activitatea acesteia statul a cheltuit bani grei, fără a divulga cifra exactă. Și avocatul regal britanic James Ramsden a declarat despre rapoartele Kroll 1 și Kroll 2 că nu conțin argumente și dovezi, ci simple impresii și presupuneri care sunt prezentate ca adevărul absolut. Raportul Kroll, spune avocatul, a utilizat anumite date în contradicție cu legislația națională și internațională. Rapoartele Kroll nu încearcă să analizeze datele și dovezile că înainte de 2013 BEM a fost deținută de stat și a fost controlată de Vlad Filat, a precizat anterior cunoscutul avocat britanic. Iar fostul director al Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, a criticat în termeni duri raportul Kroll, spunând în 2015 că acesta este numai pentru beletristică și deranjuri publice.
Anterior și liderul partidului Șor, Ilan Șor, a declarat că raportul Kroll a indus în eroare multe privințe instituțiile de anchetă. Deputatul a afirmat că raportul Kroll 2 nu scoate la iveală nimic nou și lasă societatea civilă cu mai multe întrebări. Mai mult, acesta a declarat acum câțiva ani că i s-ar fi propus chiar să mituiască reprezentanții Kroll, ca numele său să nu apară în raport. Amintim că rapoartele Kroll au fost elaborate de companiile Kroll și Step Johnson la solicitarea Băncii Naționale a Moldovei. Recent, Ilan Șor a declarat într-o conferință de presă că principalii executori ai furtului bancar au fost funcționarii din BNM care au executat o schemă a afaceristului Veceslav Platon. În data de 13 mai, procurorul general Alexandru Stoianoglu a declarat într-un interviu pentru Newsmaker că BNM, care poartă o mare vină de ceea ce s-a întâmplat în sistemul bancar, s-a îndepărtat de la investigarea furtului miliardului. Nouă persoane au pierdut viața cu virusul COVID-19 în ultimele 24 de ore. Astfel, bilanțul ajunge la 194 de decese. Noile informații au fost prezentate de ministrul Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Totodată, pe teritoriul țării au fost înregistrate astăzi alte 147 de cazuri noi de coronavirus, numărul total fiind acum de 5553. Chiar dacă mâine expiră starea de urgență, situația rămâne îngrijorătoare, deoarece numărul deceselor și cel al infectărilor cresc de la o zi la alta. Potrivit reprezentanților din sănătate, situația se înrăutățește în focarul din centrul de plasament pentru persoane cu dizabilități mentale din localitatea Bădiceni, raionul Soroca, unde 65 de persoane au fost confirmate pozitiv. Situația este critică și la spitalul din Ceadărlunga, unde 17 lucrători medicali au fost depistați cu virusul COVID-19. Totodată, autoritățile au luat decizia de a institui stare de urgență de sănătate publică pe teritoriul țării. Numărul persoanelor vindicate, mai avem plus 52 de persoane și cifra totală este de 2228 de persoane care sunt tratate. Personalul medical care este infectat astăzi constituie 26 de persoane. Avem în stare extrem de gravă 21 de persoane. Pacienți în stare gravă, 269. Cu regret au decedat 9 persoane. Cu privire la Bădiceni, se procesează probele colectate. La moment sunt declarate 65 de persoane infectate. La moment sunt depistați 12 lucrători medicali pozitivi. 3 din ei au fost internați în Spitalul Raional Soroca, iar restul sunt încadrați în programul de tratament la domiciliu sub monitorizarea medicinei de familie. Cu referire la situația în Spitalul Ceadărlunga, la moment sunt depistați 17 lucrători medicali pozitivi. În marea majoritate ei provin din 3 secții, secția de neurologie, terapie și secția și maternitate. La maternitate nu există la moment nicio persoană internată, la fel ca și în neurologie. Gata cu bezna și frica în satul Tabăra din raionul Orhei. Localitatea va beneficia în scurt timp de iluminare stradală, iar lucrările au și demarat. Oamenii spun că vor putea veni la serviciu în siguranță. Astfel, Partidul Șor își continuă cu succes proiectele în toate localitățile din țară pe care și le-a asumat în campania electorală. În satul Tabăra Orhei au demarat lucrările de montare a unei rețele electrice de peste 10 km cu aproape 370 de becuri de tip LED. Proiectul prevede instalarea unui sistem inteligent pentru conectarea și stingerea automată a luminii la orele indicate. Pentru localnici, evenimentul este unul important, deoarece în prezent sunt iluminate doar străzile principale, iar cele adiacente sunt în beznă. Cam e periculos, chiar noapte de... Dacă nu e lumină și sunt străzi într-adevăr care sunt aproape de păduri, îngusti, care nu erau iluminate deloc. De când eu sunt venit în sat de 21 de ani, am auzit numai promisiuni. Nimic nu s-a făcut. Sperăm între aceștia 4 ani ce s-a promis FIBA. Liderul partidului Șor, Ilan Șor, a dat asigurări că în scurt timp oamenii vor simți schimbarea în localitatea lor.
În următoarele 10 zile vom încheia lucrările de iluminare. Am spus că acesta este anul luminii, deoarece în acest an vom ilumina toate localitățile unde a învins partidul Șor. Satele Tabăra și Curchi fac parte din comuna Vatici, iar primarul de acolo speră că, împreună cu echipa partidului Șor, vor realiza proiectul de iluminare și în celelalte două localități. O să ne împlinim și o să îndeplinim ca iluminatul stradal în toată comuna să fie făcut și lumea care o să vină de la serviciu pe parcursul nopții, vor pleca dimineața mai degrabă la serviciu, vor avea iluminat stradal. Conducerea raionului Orhei și deputatul partidului Șor, Marina Tauber, i-au asigurat pe oameni că toate angajamentele formațiunii vor fi îndeplinite 100%. Cunoaștem că în raionul Orhei, practic toți reprezentanții locali sunt din partea echipei noastre, din partea echipei domnului Ilan Șor, și acest lucru ne demonstrează și demonstrează tuturor că programele noastre, proiectele noastre sunt importante și sunt susținute de oameni. Paralel cu iluminatul stradal, suntem în plină fază de proiectare a drumului de acces către satul Tabăra și multe alte proiecte care sperăm noi să le implementăm cât mai rapid. Amintim că proiectele de iluminare stradală demarate de partidul Șor în mai multe localități din țară au fost inițiate de către deputatul Ilan Șor. Până la sfârșitul acestui an, formațiunea va implementa asemenea proiecte în circa 100 de localități din țară. În ceea ce ține de comunele din raionul Orhei, acestea vor fi iluminate toate, indiferent de apartenența politică a primarilor. 10 de tone de ambalaj pentru țigări au fost depistate de anchetatorii după ce au descins la mai multe adrese din țară. Perchezițiile au fost făcute în cadrul dosarului penal deschis pentru contrabandă cu valută străină. Este vorba de cei aproape 1,5 milioane de euro găsiți într-un tir care a intrat în țară în noaptea de Paște prin punctul vamal Leușeni-Albița. Oamenii legii au efectuat 13 percheziții, inclusiv la depozitele deținute de suspecții pe acest caz. În rezultat au fost depistate circa 80 de tone de ambalaj pentru confecționarea pachetelor de țigări care erau acoperite cu ambalaj pentru bomboane. Astfel, bănuiții sperau să camufleze marfa și să treacă nestingherit de controlul vamal pentru a o transporta în Uniunea Europeană. De asemenea, au fost depistate și echipamente de ambalare a țigărilor. Contactată de reporterul nostru, ofițerul de presă al serviciului Vamal, Olesea Pușcașu, ne-a declarat că nu poate să ne ofere mai multe detalii pentru a nu prejudicia desfășurarea anchetei. Totodată, ea a menționat că cercetările continuă pe acest caz. Amintim că în dimineața zilei de 18 aprilie, la punctul Vamal Leușeni, oamenii legii au depistat într-un tir aproximativ 1,5 milioane de euro nedeclarați. Ulterior, șoferul camionului a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Iar în data de 12 mai, omul de afaceri moldovean Adriano Dulgher, care de aproape 16 ani se află în Marea Britanie, a declarat că banii i-ar aparține și că urma să declare suma în aceeași noapte, dar nu a reușit să ajungă din cauza pandemiei. Potrivit procurorilor, Adriano Dulgher a fost audiat în calitate de bănuit după ce s-a adresat la Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale printr-o cerere expediată prin poșta electronică, din care a reieși că banii i-ar fi aparținut. Doamnelor, domnilor, rămâneți cu televiziunea centrală. Urmează prognoza meteo. Eu sunt Dorina Gerganov și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită în continuare. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor dragi. La revedere! Săptămâna se încheie cu vreme instabilă, vor cădea ploi în toată țara, pe alocuri cu descărcări electrice. La Chișinău vor fi 22 de grade, la Briceni 14, iar la Bălți 18 grade. La Soroca sunt prognozate 15 grade, la Florești 17, iar la Leușeni 20 de grade. La Orhei maxima va fi de 21 de grade, la Ungheni 23, iar la Dubăsari cu un grad mai puțin. La Tiraspol vor fi 23 de grade, în sud, la Comrat și Cahulă, vor fi temperaturi de 22 și respectiv 24 de grade Celsius.
Urmează prognoza pentru alte capitale, va fi soare la București și 28 de grade, la Kiev 14, iar la Moscova 11 grade și va ploua. Maxime de 16 grade vor fi la Londra și Madrid, la Paris cu un grad mai mult. Soare din plin la Roma și Atena, în termometre 25, respectiv 33 de grade, la Berlin 16 grade Celsius.